Efectele economice provocate de epidemia de coronavirus vor fi minime în condițiile unui răspuns rapid al politicilor fiscale, așa susține premierul desemnat Florin Câțu într-o analiză postată pe pagina sa de Facebook. Combinația politică fiscală și investiții în tehnologie va recupera integral în partea a doua a anului pierderea suferită la nivel global în primul trimestru. Cheia este să răspundem rapid. Până acum România a răspuns foarte bine și se vede, notează premierul desemnat. România are și resursele și instrumentele fiscale pentru a face față fără nicio o problemă șocului provocat de epidemia de COVID-19. Așa ne asigură premierul desemnat Florin Câțu. El a arătat că la nivel global șocul se poate transmite pe partea cererii sau pe partea ofertei. Dacă oferta este afectată, scade producția, ceea ce înseamnă prețuri mai mari și inflație. Dacă cererea scade, oamenii nu mai consumă bunuri și servicii după ce au acumulat provizii. Asta înseamnă, pe termen scurt, o reducere a prețurilor, o creștere a stocurilor și, în final, reducerea producției. Prin urmare, în ambele cazuri, producția scade, ceea ce înseamnă o creștere economică mai mică. Instituțiile internaționale estimează deja reducerea creșterii economice la nivel global anul acesta cu aproape 0,5%. Florin Câțu susține că răspunsul venit din partea băncilor centrale, care au redus ratele dobânzilor pentru a spori lichiditatea în sistem, nu este suficientă. În opinia sa, politica fiscală este necesară pentru a atenua efectele economice ale epidemiei, deoarece poate acționa în mod direct în susținerea producției pe termen scurt. Nu la fel de optimiști sunt specialiștii de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aceștia au avertizat că epidemia provocată de noul coronavirus va arunca economia mondială în cea mai severă scădere a activității de la criza financiară globală. Anul acesta, PIB-ul mondial ar urma să urce cu doar 2,4%, cel mai redus nivel din 2009. Răspândirea globală a noului coronavirus alungă orice speranță de creștere economică solidă în 2020, a declarat la rândul său directorul general al FMI, Cristalina Gheorgheva, care a adăugat că o treime din cele 189 de țări membre ale fondului sunt afectate.